Salut, dragi prieteni! Cu voi este Nicolae și în acest video vom vorbi despre următoarele teme care le primesc multe întrebări referitor cât este de simplu să faci trading. Așa o întrebare care tot timpul, toți mi-adresează. Ca să începi să faci trading, nu este deloc ușor. Ai nevoie de mult timp, trebuie mult să înveți. Trebuie să poți face o analiză grafică, să cunoști o strategie. Ca să cunoști o strategie, trebuie să te informezi din diverse cărți, informații de pe internet, cursuri video și tot așa. Ca să obții o strategie bună, Asta nu înseamnă că am privit acolo un video, două și eu deja fac la fel cum face acel trader sau ceva de genul. Sunt multe cazuri când mulți traderi au o strategie sau au venit din acea strategie, însă ei nu spun tot secretul acei strategii. Și de aceea trebuie singur să analizezi, poate să modifici ceva din strategie. Așa că la întrebarea dată pot să vă răspund că nu este chiar atât de simplu să faci trading și nu este atât de ușor. Câți bani poți să faci din Forex? Tot o întrebare care mulți mă întreabă. De la început nu vă gândiți la bani mulți din Forex. Nu vă gândiți luați și vă gândiți la cât de repede să înveți să faci forex. Nu câți bani să faci din forex, dar cât de repede să înveți. Dacă ai început repede a învăța și cunoști cât de cât forex, după aia, trebuie să te gândești și la un venit, dar nu trebuie să stai cu gândul că am învățat acea strategie, dar câștig foarte puțin bani și ceva de genul, bla, bla, bla. Când ai o strategie și începi să muncești cu ea și deja te-ai acomodat cu piața, știi să-ți controlezi emoțiile, atunci vei începe a câștiga, iar totul depinde de ce investiție ai făcut și dacă este un hobby pentru tine sau o iai ca, o, ca un lucru. Adică te pui în fața calculatorului, faci analiză cum mai merge la lucru, cum te duce zi de zi la lucru, așa faci și trading. Însă dacă va fi un hobby, astăzi am deschis o tranzacție, am făcut analiză Repidex, nu zic că nu m-am făcut-o și am plecat. Nu prea veți câștiga mulți bani. Și vă stăruiți să faceți la început cât de puțin, dar să fiți în plus. Adică puteți să faceți și un dolar, și 2, și trei, și cinci, cu o investiție de 100 de dolari. Nu vă grăbiți să investiți mii de dolari și tot așa. Eu vă recomand să investiți sume minime pentru a -mi vă învăța și a vă controla emoțiile. Și dacă odată strategia va merge cu o investiție minimă și a să fiți în plus, atunci știți că puteți să investiți deja și o sumă mai mare ca să aveți, să aveți și un profit mai mare. Încă o întrebare. Voi deveni bogat dacă fac Forex. Oh, nu vei deveni bogat dacă faci Forex și ești începător. Nici nu știu cum să, să vă explic. Toți care vin în această sferă, ei au văzut două, trei cursuri, au citit puțin și deja se gândesc da, am să investesc azi 1000 de dolari și peste jumătate de an am să un milioner. <laughs> nu, dragii mei, uitați de milioner. Trebuie să vă gândiți încă o dată, vă zic, la strategie și la psihologia, emoțiile. Ai să devii bogat atunci când ai să cunoști cu adevărat ce înseamnă Forex și ce înseamnă trading. Dar să vii cu gândul că ai văzut ceva video sau ceva de genul și deja ești bogat, nu e adevărat. Mulți învață ani de zile până încep să aibă un profit și învață zi de zi fac cursuri diferite. Și tot până la capăt nu sunt milionieri. Și vă zic de ce. Deoarece puțin investesc sume mari, foarte mari ca el să aibă un profit zilnic de 1000 de dolari, de 2000 de dolari pe zi ca să devină milioner, bogat, cum zic ei. De aia eu vă spun la toți, încercați un condemn. O săptămână, două, trei, o lună, două luni. După care, vedeți că se primește pe demo, puteți să începeți cu bani ale. și tot cu sume minime. Nu vă recomand sume mari că a să pierdeți într-o zi. Știți cum va fi. ați pierdeți banii și pe urmă spuneți că să-mi bag piciorul în Forex. Dar banii înapoi nu recuperez odată ce ai pierdut. A mai fost un caz, când tranzacționa o persoană și eu îi zic, el îmi spune că vreau să investesc 300 de dolari sau de euro, deci nu, nu mai țin cont, în, în, general. Și zic, ok, investește, tranzacționează, dar cu sume minime și nu te stărui timp de 2-3 zile să faci 100% la depozit. Ok, ok și tot așa. Prima săptămână am scrie, am pierdut 60% din depozit. care e problema? Ce se întâmplă? Ei, eh, am vrut să mai fac măcar 100. Într-o săptămână să mai câștigi 100. Dacă să înțelegeți, acea persoană puțin experiență avea în Forex. După aia eu îi spun calmează-te nu tranzacționa o zi două după aia începi să tranzacționezi cu sume minime, minim minim ca să înveți ca să nu intri în nu știu cum să zic ca să nu fii ca la cazinou și el îmi spune ok Bine, am zis, ascult și am să fac tot așa. Și îmi scrie iarăși că a pierdut tot depozitul, s-a descurajat și tot așa, a vrut iarăși să crească depozitul înapoi la banii care i-a avut și a pierdut totul. După ce eu ce pot să-i spun la om? Dacă nu a vrut să asculte, nu își poate controla emoțiile, I-am zis, de ce ai dorit într-o zi să-ți recuperezi ce ai pierdut în, într-o săptămână? De ce n-ai vrut să înveți toate informațiile într-o zi? Și să le pui în practică timp de o săptămână? Și atunci acea persoană s-a descurajat puțin, nu avea chef de vorbă. Și mi-a zis că ok, nu știu dacă voi mai tranzacționa Forex sau un timp, am să mă opresc după care a să încep iar. I-am zis bine, s-a oprit un timp, nu vă pot zice exact, dar a durat a durat un timp. Și după aia a început cu un depozit minim de 150 de dolari. Știu că și în fiecare zi, când 2 dolari, când 3, când 5. Și după câteva săptămâni îmi scrie și îmi zice, veți, dacă am început să-mi controlez emoțiile, am început să văd puțin piața, să o simt. Uite că sunt în plus, sunt în profit. Și chiar îmi pare bine că mi-ai făcut observații, am început să învăț mai mult, să citesc și tot așa. Și uit că așa a început cu încetul să câștige bani, dar nu a început să fie bogat, să devină bogat, el a dorit bogat să devină în câteva săptămâni. Asta e imposibil și nu vă recomand nici vouă să vă dublați depozitele timp de o săptămână, două, trei și tot așa cu timpul, odată cu timpul ce să începeți a câștiga, totul va fi ok și va crește și depozitul. Cu voi a fost Nicolae, vă mulțumesc pentru tot. Aveți întrebări, le scriți în comentariu sau mie în Telegram. Vă zic pe curând și ne revedem în următorul video. Pa!